Fostul prefect al Clujului, Călin Platon, arestat preventiv după ce a provocat un accident mortal de circulație, a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, vătămare corporală gravă și conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având permisul suspendat. Dosarul a ajuns ieri pe rolul judecătoriei Cluj-Napoca, iar astăzi magistrații au verificat legalitatea măsurii arestării preventive dispusă împotriva fostului prefect la sfârșitul lunii august. Instanța a apreciat că nu este cazul să lase în libertate pe Călin Platon, dar acesta a declarat recurs contestând soluția dată. Reacție deloc surprinzătoare din moment ce fostul prefect al Clujului riscă să-și piardă funcția deținută în prezent, cea de inspector guvernamental, dacă va mai sta mult după gratii. Reamintim că la sfârșitul lunii august, Călin Platon a spulberat cu mașina o femeie și pe copilul acesteia de numai 3 luni, care traversau regulamentar bulevardul 1 decembrie 1918 din Cluj-Napoca, petrecerea de pietoni. Ambele victime au fost transportate la spital cu răni grave, dar medicii n-au mai reușit să-l salveze pe bebeluș, care a decedat la scurt timp. Mama lui a suferit multiple fracturi și a stat câteva săptămâni sub supraveghere medicală, fiind supusă și unei intervenții chirurgicale. Încă din primele cercetări, polițiștii au stabilit că fostul prefect nu avea ce căuta la volan. Permisul era suspendat pentru viteză, iar dovada înlocuitoare expirată. Călin Platon și-a asumat răspunderea faptelor sale, dar a spus că nu avea viteză și că nu i-a văzut la timp pe pietoni, fiindcă l-a orbit soarele. O expertiză judiciară efectuată în cursul urmăririi penale a lămurit veridicitatea acestor susțineri. Procesul fostului prefect al județului Cluj va începe pe data de 28 octombrie.